crescut cam 30% și noi tot 30% vrem să creștem pensia ca să acoperim, iată, deficitul este pe care vrea să la viața acum. Cuvântul nu garanta 30, poate fi 29, poate fi 35. Deci eu vă spun că ați știți suma exactă care o să fie. Suma exactă o să fie suma inflației stabilită pentru anul 2022. Adică cât o să fie inflația anuală anul ăsta, cu atâta o să fie indexată pensia. Dacă anul ăsta o să fie inflația 35, pentru că până la sfârșitul anului nu știm cât o să fie inflația. Dacă până la sfârșitul anului o să fie 35 inflația, înseamnă că 35 o să crească pensia. Așa, simplu vorbind, da? Dacă o să fie inflația până la sfârșitul anului 25, înseamnă că 25 o să crească.